Salut, Aleș! Bine ați venit la un nou video de pe acest canal, fraților! Eu v-am zis că travel vlogurile nu se oprește aici. E bine, astăzi e ultima zi care eu sunt aici în Bacău, mai exact în Târgu Trotuș, la casa părintească a mătușii mele. Nu o să filmăm acolo, nu vreau chestia asta. În schimb, o să mergem, o să vă zic o poveste foarte, foarte interesantă despre un preot de aici care a căzut despre ce știu ce deal. Nu știu exact despre ce deal este vorba. Este ora 1 și 10 când noi ne-am apucat de vlog. Se vede bine? În spatele camerei este Anonima, care, bineînțeles, nu vrea să apară în clip, dar mă filmează pe mine și așa că îi mulțumesc mult. E o verișoară de-a mea, să zic așa, din partea mătușii mele. Așa că sper să pușiți butonul de subscribe, să dați un mare, mare like, share și știți voi ce aveți de făcut. Și da, fraților, acum urcăm aici pe o uliță pe care, bineînțeles, nu este asfaltată, că este drum de țară, să zicem așa. Aici vin sătenii de aici, din zona asta, să-și ia apă din această fântână, dar nu știu dacă este bună de băut sau nu este. Este bună? Da. Nu, încă nu. Da, da. Ok, și noi am să mergem acum în sus. N-am mai fost de vreo 3 ani de zile aici, la Moldova, în Bacău, după cum v-am zis, și bineînțeles vreau ca călătoriile mele să nu se oprească aici. Prin voi o să fac chestia asta. Știți bine ce aveți de făcut. Dacă vreți să mă susțineți, dați și voi acolo o abonare. Hai să ne strângem să facem 400 de abonați cât mai repede posibil, pentru că la 400 voi avea comunitatea și voi putea să vă pun poze din diferite locuri unde sunt și așa mai departe. În dreapta mea acolo este dealul în care noi o să ne apropiem de el. Și dacă se vede bine de pădure sau nu. Aici, din partea asta, poți să mărești. Și să faci. Bineînțeles, ea nu mai folosit stabilizatorul care suntem noi obișnuiți cu el. Și de-aia o să îi mai arăt unele chestii și funcții ale stabilizatorului, iar acum o să-i arăt, punem o mică pauză și revenim. Și, fraților, aici este o poveste despre dealul ăsta, pentru că se zice că aici un bătrân, de fapt un preot, a căzut de pe un deal, nu se știe din ce cauză. Va trebui să mă documentez pe internet despre chestia asta. Dar chiar acum o voi face, dacă îmi dă și dealul, cum se numește dealul ăsta. În spatele nostru avem și un câine, care sută mie, vrea să ne mănânce clombele. Dar lăsăm în pace. Hai să vedem dacă e prietenos. Da, văd că este prietenoasă fetița. Sigur, e plină de leptic. Dar asta e, o lăsăm în pace, pentru că nu vreau să... Nu vreau să latre sau să facă altele, pentru că în momentul când ea va lătrea, atunci o să alarmeze și ceilalți câini și nu vreau să fim înconjurați de câini. Nu că n-aș avea trepiedul cu care fac pozele de thumbnail, dar mai bine este să ne ferim de câini, pentru că nu se știe ce poate să aducă. Pentru că unii poate să-ți rupă picioarele, alții să-ți facă răni destul de grave. Și prefer să nu se întâmple chestia asta, pentru că, da, zi-mi cum se numește dealul ăsta. Aproape am ajuns în vale, aproape de deal, și mai avem foarte puțin. Și chiar nici eu nu prea am mai fost de mult, să stau aici, dar cu școala asta nici nu prea mai ai timp. Din asta așa. Dar uitați ce privelice frumoase vede. Vede super. Aici se vede foarte frumos, mai ales acolo. Și da, fraților, acum am ajuns aici la dealul misterios în care acel preot, din câte știu și câte am auzit, a căzut exact de pe dealul acesta de aici, de unde se vede acum, dacă se vede pe cameră, pentru că filmează fata anonimă. Aici ar fi căzut preotul acela de pe deal, nu știu cu ce era, parcă era cu ceva oi sus pe deal, dacă nu mă înșel.
și el dintr-o dată s-a deschilibrat și a căzut aici în prăpaste. Din păcate, el a murit și altă poveste nu știu să vă zic, dar din contră noi o să mergem exact lângă acel munte să vedem, să facem și poza de thumbnail și multe alte poze. Acolo sus la căsuța ce avem și un telespectator frumos, filmează și în partea teatru. Acolo la câine. Avem un dance program, se uită la noi, super fain. Și da, haideți să coborâm, pentru că este o pantă destul de abruptă și eu cum am papuci aceștia din picioarele mele, adică pot să filmez un pic? Adică ăștia care are talpa super alunecoasă, sper să nu alunec, să pățesc și alte chestii. Așa că eu o voi lua în față ca să arăt bine în filmare, să zic așa. Și bineînțeles că suntem în aer curat de munte, în care bolovanii își face simțita prezență și e pe aici, dar aia e. Sper să nu ne întâlnim cu câinii. Doamne ajută! Bă, nu știu dacă sunt câini pe aici, am fost de 11.000 de ori pe aici și sincer să vă zic, câini n-am văzut, însă vă duc într-un loc în care o să auziți sunetul apei și chiripitul păsărilor, frate. Un loc care eu m-am îndrăgostit încă de la prima oară când m-a adus fata anonimă aici. Eu nu știam unde mă duce și așa mai departe, dar aici mi-am găsit liniștea apăsătoare. Ce vrei mai altceva? Ce vrei altceva decât o priveliște de neuitat care se vede super, super frumos, cu mulți copaci, sănătate pentru nas și povestea continuă. Haideți că oprim un pic filmarea aici pentru că să putem coborâ și noi în siguranță jos și revenim puțin, puțin mai târziu. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. But we fell apart. Aici este și o mică cascadă, care este apa foarte curată. Nu pot să ajung acum la ea, dar pot să ajung aici. Și unii oameni chiar beau apă de aici, pentru că în partea aia este mai murdară, dar aici este foarte curată, se și vede. Și revenim la cascada cea mare. Aici este locul unde a căzut preotul. Este o priveliște frumoasă, dar una tristă, din păcate, dar rămâne amintire aici. Și da, oameni buni, aici sunt ca un fel de nuferi. Și ghiși ce? Aici a călcat fata anonimă, cea de acolo, care stă acum cu spatele, și și-a cam murdărit papucii, să zic așa. Acum va trebui că va fi un adevărat challenger pentru noi, pentru că apa, noroiul e de aici, în zona asta, noi va trebui să sărim până acolo, în partea aia, ca să pot să ajung și eu acolo să-mi fac o poză super faină cu acest deal, mini-munte, cum vreți voi să ziceți. Suntem aici în mijlocul nimănui, dar plin de verdeață și asta îmi place la nebunie, pentru că este aer curat și așa mai departe. O să mergem până acolo, o să facem câteva poze și după o să ne mai merem, ea zice, cea de acolo zice că este o mai... Am ajuns și aici, este frumos. Se vede și o să mergem pe drumul acela și o să ajungem la o cascadă. Pe acolo, dacă mergem pe drumul ăla,
ajungem acolo sus, că sunt niște cam fel de trepte. Dar este cam periculos, eu zic. Și nu mergem, mergem în partea aia. Ne întâlnim acolo. Aici mai este o cascadă foarte curată. Aici asta nu se pește. Și este foarte curată și aceasta. Este bună de băut. Și da, fraților, acum ne aflăm aici la minunata și splendida splendoare pe care o vedeți și în dreapta mea, dar și în stânga mea. Partea asta v-a arătat și anonima mica cascadă, un loc care este liniștea apăsătoare, fraților, exact cum v-am spus, e cel mai și cel mai wow loc care eu l-am văzut pe ăsta. Deci mie îmi place la nebunie aici, aș sta o viață întreagă numai admirându-ne acea apă și acest minunat mini-munte din stânga mea. Și ia uitați și pe anonima, ca să filmăm și pe ea. Se urcă exact acolo sus, pe piatra aia, nu știu ce vrea să facă, un mic parcurs. Dar este foarte, foarte riscant, dar este o curajoasă la anii de 12 ani care are super cum eu, n-aș avea curat să mă urc până acolo. Dar în fine, hai să cobori înapoi, că e riscant. Ia uitați-ne, acum și coborâm. Super, super. Super tare locul ăsta. Uitați și voi. Cum să nu te îndrăgostești de așa minunăție pe care natura ți-o oferă? N-ai cum. N-ai cum să nu te plictisești. Super, super tare. Și gata, fraților. Minunăția asta... Super fain. Acum mergem la punctul 2 al minunăților din acest mic sătuc super frumos. Sper doar să nu ne întâlnim cu altcineva, cu câini, urși, porci, eu știu ce. Asta depinde. Nu este loc în față, nu pe mine. Una alta și să ai grijă să nu cazi cu acea cameră. Aici este punctul 2. Care este și un pic mai răcoare. Mult. Și aici este o mini, iar o mini cascadă. Dar, din păcate, aceasta nu este curată. Da. Haideți că ne oprim un pic să facem și aici câteva poze, să fac o poze și revin. Și da, oameni buni, dacă mai vreți videoclipul de acest gen, dați-mi acolo în comentarii, iar eu voi explora aceste minunății, de unde voi afla, eu mă informez de obiectivele turistice și acolo voi merge. Iar acum ne îndreptăm spre cea mai mare cascadă de aici, care o să fie și o priveliște destul de faină, să zic eu așa. Apoi o să ne îndreptăm și noi spre casă, că o să ne pornim la drum cât de curând, undeva la 75 de kilometri. Locația este în Piatra Neamț și acolo o să avem câteva filmări de făcut. Așa că până acolo este drum lung, încă o oră de mers și voi filma ceva și acolo, acolo voi nota locația și voi merge la pas și ne vom plimba și vom vedea ce este pe acolo. Thank you.
fraților, cam asta a fost drumeția pe ora aceasta, să zic așa. Avem multe alte de vizitat, însă și în Piatra Neamțului, v-am zis, și acolo să ieșim la un vlog pe seară. Așa că dacă v-a plăcut acest videoclip în dimineața asta și în priveliștea asta, nu uitați să bușiți butonul ăla de subscribe, dați un mare, mare share să vadă și prietenii voi și pe unde vă aduc eu, până veniți voi prin mine. Și, ce să zic, dați-mi comentarii dacă v-a plăcut, nu? Pa, pa!